Bună dimineața și vă mulțumesc că ați venit atât de dimineață să ne ajutați să informăm cetățenii. Avem câteva informații importante să vă comunicăm și credem că formatul de briefing este cel mai potrivit pentru situația dată. După cum știți, ieri la Moscova a avut loc o nouă rundă de negocieri pe chestiunea aprovizionării cu gaze naturale. Situația s-a mișcat din loc, dar la moment nu avem o înțelegere nouă definitivă și nici certitudinea că ea va fi atinsă într-un final. Între timp, pe piața gazelor naturale din Republica Moldova a fost înregistrat un deficit de circa 16 milioane de metri cubi, necesarul de gaze pentru luna octombrie fiind acoperit în mărime de doar 67%. Presiunea în rețeaua de transport a gazelor este la limita critică de funcționare a sistemelor de gaze naturale. Dat fiind că Moldova Gaz nu se ține de cuvânt și nu asigură presiunea necesară în rețeaua de gaze, suntem impuși să ne mișcăm mai repede, urgent, pe planul de alternativă. Vreau să atenționez lumea din start că, în pofida utilizării unor proceduri excepționale de către guvernare, acestea sunt doar o soluție tehnică ce va permite să achiziționăm volumul necesar de gaze până la sfârșitul zilei de azi, din surse alternative. O să explic pe pași ce vom face azi ca să fie clar pentru toată lumea și să nu generăm emoții sau speculații pe loc go. Obiectivul nostru este să asigurăm azi în zilele imediat următoare o achiziție de gaze naturale care să readucă presiunea în rețeaua de gaze naturale la un nivel normal. Din păcate, ieri aceasta a scăzut sub limita acceptabilă de noi. Pentru a face această achiziție, vom trece prin 5 pași simpli. 1. Imediat după acest briefing, intrăm în ședința Comisiei pentru Situații Excepționale. Comisia va audia raportul pe sector și va lua anumite decizii. Una din decizii va fi solicitarea de la Guvern și Parlament a instituirii stării de urgență. Instrumentele disponibile la moment nu sunt suficiente pentru depășirea situației existente în sectorul energetic, iar competențele Comisiei pentru Situații Excepționale nu oferă soluții și instrumente necesare. De aceea este necesar să instituim starea de urgență ca să putem deroga de la anumite proceduri și anumite legi. De exemplu, trebuie să alocăm bani pentru Energocom din buget și să fie aplicabil imediat, fără a trece procedura de o lună de intrare în vigoare în mod normal. O altă decizie pe care o va propune Comisia Situații Excepționale astăzi este instituirea unui centru de dirijare în cadrul Inspectoratului General Situații de Urgență pentru coordonarea fluxului de informație și gestiunea rapidă a situației. 2. După ședința Comisiei Situații Excepționale va avea loc ședința de guvern, în care vom face solicitarea către Parlament de a institui starea de urgență. 3. Eu voi merge în Parlament, unde voi explica de ce e nevoie de instituirea stării de urgență și vom solicita votul Parlamentului în acest sens. 4. După votul în Parlament, va urma o nouă ședință a Comisiei Situații Excepționale, în care vom pune la dispoziția companiei Energocom resurse financiare și vom solicita de la traderi oferte pentru volumele de gaz necesare. Oferta a fost deja publicată în această dimineață. Așteptăm să vină răspunsul de la trader și vom institui o procedură transparentă pentru a efectua achiziția, o procedură care va fi monitorizată și auditată în timpul procedurii și ulterior. 5. Compania Energocom va achiziționa volume de gaz natural care vor veni în rețeaua națională și vom readuce presiunea pe sistem la una normală ca să asigurăm țara cu gazele naturale. Vreau să repet încă o dată, aceste decizii sunt făcute pentru a permite în regim urgent achiziționarea gazelor naturale din surse alternative.
Am ajuns în situația aceasta pentru că, în pofida prelungirii contractului dintre Moldova Gaz și Gazprom până la sfârșitul acestei luni, compania Moldova Gaz nu a reușit să mențină o presiune acceptabilă în rețeaua națională de gaze naturale. Intervenția guvernului este forțată de acest comportament și vine să asigure că nimeni nu va rămâne fără gaze până se clarifică situația pe termen lung. Între timp, guvernul rămâne disponibil să continue negocierile cu Gazpromul în vederea identificării unei soluții pe termen lung, ancorată în interesele comerciale ale celor două țări. În cazul în care o astfel de soluție nu va fi găsită, vom veni cu noi acțiuni care să asigure securitatea energetică a țării. Vă mulțumesc! Dragi cetățeni, Parlamentul este ales pentru a proteja și pentru a asigura interesul cetățeanului. Anume, pentru a asigura acest interes public, Parlamentul astăzi va dezbate și va vota oferirea de pârghii necesare guvernului pentru a răspunde prompt provocărilor care stau în fața Republicii Moldova. Astăzi, guvernul va veni în plenul Parlamentului cu solicitarea instaurării stării de urgență. Parlamentul, la rândul său, pot vorbi aici în numele fracțiunii majoritare a Partidului Acțiune și Solidaritate, va sprijini acest demers pentru că avem încredere deplină în colegii noștri din guvern și suntem dispuși să le oferim toate pârghiile necesare pentru a avea capacitatea să răspundă prompt, profesionist, la solicitările și provocările care ne stau acum în față. În perioada stării de urgență, Parlamentul va continua să muncească chiar și în lipsa sesiunilor plenare. Vom pregăti un pachet legislativ consistent, așa încât imediat ce se va finaliza starea de urgență, fie peste 30 de zile, fie chiar mai devreme, să putem intra în forță și să votăm toate proiectele de legi necesare, astfel să recuperăm acele câteva săptămâni care ne vom afla în stare de urgență. Mai mult decât atât, vreau să fac apel către opoziția parlamentară, dar și către partidele extraparlamentare, să nu politizeze această situație complicată în care ne aflăm. Ori acum, dimpotrivă, trebuie să strângem rândurile, pentru că toți suntem promotorii interesului național și a binelui comun. Da, este ușor, într-o situație complicată, să încerci să capitalizezi politic. Însă dacă suntem oameni cu adevărat responsabili și oameni de stat, vom strânge rândurile și vom pune umărul pentru a ajuta guvernul să iasă cât mai repede din această situație dificilă. Noi, la rândul nostru, majoritatea parlamentară, vom pune tot efortul necesar pentru a-i ajuta pe colegii noștri din guvern să depășim această situație cât de curând posibil. Vă mulțumesc!